Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Viața Gorjului, cu o tematică sportivă în această seară. L-avem invitat în studio pe domnul Benedict Geamănu, șeful secției sau președintele secției de handbal Energia Târgu Jiu. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Și, cum spuneam, vom vorbi despre handbal ca o prioritate în 2015 la Târgu Jiu, având în vedere situația nu foarte fericită în care se află echipa de handbal pe care o manageriază dumneavoastră la acest moment. Și mă refer la o comparație. Dacă acum câțiva ani Energia era acolo sus, chiar în cupele europene, chiar vorbeam noi înainte de emisiune, acum se zbate în subsolul clasamentului și există o teamă, să spunem așa, printre suporterii, printre iubitorii handbalului, că s-ar putea chiar și retrograda. Ce ne spuneți dumneavoastră? Da, adevărul acesta este. În acest an, echipa a avut un sezon foarte slab. În momentul de față, când mai sunt 5 etape până la terminarea returului acestui campionat, echipa ocupă locul 12, un loc care nu ne face deloc cinste, un loc care ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește menținerea și în sezonul viitor în primul eșalon al handbalului românesc. Eu știu, au fost multe cauze care au dus la această situație. Începând cu, un lot oarecum nesatisfăcător, zic eu, la începutul campionatului, adică un lot format din numai 15 jucători, mă refer la valoarea numerică a acestui lot. S-a încercat de fostul președinte al secției de handbal o restructurare masivă la finalul anului trecut și în acest scop s-a pornit pe o nouă structură și s-au dat afară 10 jucători, care au fost, unii erau la final de contract, alții nu s-a mai continuat cu ei, deci au fost îndepărtați 10 jucători de la echipă și au fost aduși 6 jucători noi. 6 jucători noi, toți străini. 2 portughezi, un spaniol, un sârb, un ungur, un lituanian și un sârb, provenind din campionate diferite, cu stiluri diferite de joc, cu mentalitate diferită de joc, la felul cum abordează meciurile, total diferite de ideile noastre din România. Când am venit la echipă, am găsit acest lot care mi s-a părut insuficient, cum v-am spus, din punct de vedere numeric, și am adus înapoi alți 3 jucători care făcuseră parte din lotul echipei de anul trecut, jucători care au intrat mai târziu în programul de pregătire al echipei și începutul de campionat ne-a prins oarecum nepregătiți din acest punct de vedere, cel puțin cu acești 3 jucători din punct de vedere fizic, mă refer. Ăsta ar fi un prim semnal care la ceea ce s-a întâmplat în continuare. Antrenorul echipei a avut o muncă foarte, foarte grea, pentru că a trebuit ca în timp foarte scurt să omogenizeze această echipă. Prin venirea acestor 6 jucători noi, ei vorbeau sau vorbesc limba engleză, antrenorul nostru nu vorbește limba engleză decât foarte puțin, a existat o perioadă în care s-a comunicat mai greu. Bine, probabil și portughezii vorbesc cu engleză dar, o anumită factură. Da sunt mai în echipă români, jucători români, sunt mulți care înțeleg și vorbesc limba engleză, dar a existat totuși o perioadă de început în care comunicarea s-a făcut un pic mai greu. În momentul când au început meciurile de pregătire, au început și ghinioanele. Unul dintre jucătorii de bază, un jucător care fusese adus pentru postul de centru, în care toată lumea își pusese mari speranțe, la primul meci, de fapt la al doilea meci de pregătire, a suferit o accidentare gravă, ruptură de ligamente la genunchi, Mota Diaz,
jucător pe, v-am spus, pe postul de centru și n-a mai putut să mai joace de-abia etapa, acum două etape. A intrat foarte puțin la meciul cu Constanța de acasă și ultima etapă la Timișoara. E, pentru noi a fost o mare, mare pierdere, pentru că el a fost jucătorul pe spatele căruia se construise noua echipă, pe care vroia să exprime în joc stilul lui de joc. A constituit o mare pierdere și a fost prima, pentru că pe parcursul etapelor în tot turul de campionat am avut foarte, foarte multe accidentări. Foarte multe și unele dintre ele grave, încât am ajuns ca la anumite meciuri să jucăm cu 11 jucători în teren. 11 deci, jucători, da, când pe foaia de arbitrat se pot trece 16. Deci noi în această situație am ajuns de am jucat cu 11 jucători pe teren, pe care avem doi copii, pentru că vrem să și creștem în cadrul echipei jucători locali, doi jucători de la liceu cu program sportiv, jucători de mare perspectivă, credem noi, dar care în momentul necox de față... pentru Liga 1. Unul are 17 ani, unul are 18 ani, deci eram cu foarte, foarte puțini jucători pe teren. Aceste accidentări, nu vreau să o spun ca pe o scuză, dar au contribuit mult la rezultatele ulterioare din cadrul echipei. Am mai avut parte și de arbitraje care... Da, e o problemă cu arbitrajele. Noi... Deci e o problemă, nu numai că faptul că ați ieșit și ați reproșat și antrenorul și dumneavoastră, s-a vorbit de arbitraj, da. Și au văzut spectatorii, acum văd și telespectatorii că se televizează meciurile, se vede că există cumva un arbitraj, de multe ori un arbitraj ostil echipei Gorjean. Da, așa văd, nu știm exact ce se întâmplă, am stat de vorbă și cu președintele Comisiei Centrale de Arbitraj de la nivelul Federației Române de Handbal, bineînțeles că ei... Nu acceptă, nu spun, da, nu recunosc așa. Spun, am făcut memorii la câteva meciuri la arbitrii care ne-au arbitrat. Rezultatul a fost că arbitrajul a fost slab, dar nu a influențat rezultatul și au primit o etapă, șablonul două, normal, da, da, care se practică. Dar pentru noi acest lucru nu ne-a încălzit cu nimic, pentru că rezultatul de pe teren a rămas și în momentul de față suportăm consecințele. Adevărul este că echipa nu se exprimă așa cum mi-aș dori cel puțin eu și, să zic, spectatorii care vin în sala sportului din Dumnezeu. Da, o să vorbim cu o să le spunem telespectatorul mai târziu că dumneavoastră vă doriți și din postura de specialist, pentru că ați fost și antrenor, ați lăsat, să spunem așa, treningul de pe bancă și ați luat costumul de șef de secție de handbal, da, la figurat așa. Da, da. Ne întoarcem, însă, deci am identificat cumva problemele, însă pare că totuși acum în retur lucrurile încep să stea puțin mai bine. Deci echipa cel puțin parcă și-a schimbat puțin nivelul de exprimare, dar e mult până departe. Da, la începutul returului, într-adevăr, echipa a jucat mult mai bine în primele meciuri, cu meciul cu HC Odorheiu Secuiesc, două meciuri în Cupa României și asta vreau să spun că a spălat oarecum din păcatele campionatului, pentru că ne-am calificat în Final Four-ul, adică în primele patru echipe din Cupa României, turneu final care se va desfășura pe 4-5 aprilie la Baia Mare. Deci, teoretic jucați, da, cu un trofeu pe masă. Da. Ceea ce acolo, e mare acolo lucru. Acolo se va juca, da, cu un trofeu pe masă. Dar este în momentul de față, este un obiectiv pentru noi, dar nu este un obiectiv important. Deci obiectivul principal este salvarea la retrogradare. Salvarea de la retrogradare și nu numai atât. La finalul campionatului va retrograda o singură echipă, echipa de pe locul 13, dar echipele de pe locul 12 și 11 vor merge la un baraj cu echipele de pe locul 2 din cele două serii de Liga 2. E, noi, acesta ar fi obiectivul în momentul de față, chiar dacă este un obiectiv care nu este un obiectiv de performanță. Deci un obiectiv să scăpați de baraj sau să jucați barajul? Să nu-l jucăm. Adică deci să terminăm, da, undeva pe locul 90. 9 sau 10. Da, undeva pe locul 9 sau 10. Zic, e un obiectiv care se poate realiza, cu toate că în momentul de față am oarecare, să zic așa, oarecare nemulțumire față de jocul echipei, pentru că am început bine acest retur de campionat,
S-a refăcut și Mota, deci a început să joace și a intrat destul de bine, mai are nevoie de câteva meciuri ca să se pună la punct 100%. Și cu toate acestea, ultimele trei meciuri suntem iar într-o scădere de formă. Echipa joacă fluctuant, când bine, când rău. Da, asta vreau să vă spun. Acest lucru nu este... Și la meciul cu Steaua a putut fi vizibilă chestia asta. Deci momente în care joacă foarte bine, momente în care parcă nu știi ce se întâmplă. Da. A fost un meci pe care ar fi trebuit să-l câștigăm. Chiar pe final mai erau câteva secunde, maxim 30 de secunde, dar noi am avut atac, am dat o minge la adversar și am scris ei chiar în ultima secundă. Dar am avut un pic de noroc, pentru că ei au folosit unul dintre jucători care nu avea drept de joc și am câștigat acel meci cu 10-0 la masa verde. E important acel meci, poate ne explicați, apropo de acest sistem de competițional de la handbal, în sensul că vom avea play-off și play-out. Play-out, da. Noi ne vom bate în play-out, dar plecăm totuși cu, să zicem așa, cu o șansă în plus. Un număr de puncte, da. Comparativ cu echipa Steaua, da. În momentul de față, deci la finalul campionatului, după sezonul regulat, adică se joacă tur-retur, se face un clasament și echipele aflate pe locul 1-8 participă la play-off, care se joacă în felul 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6, 4 cu 5, 3 meciuri, între care 2 pe terenul primelor 4. Adică 1 cu 8 se joacă 2 meciuri pe terenul echipei de pe locul 1. La fel 2, 7, 3, 6, 4, 5. Ceea ce este un avantaj, jucând 2 meciuri pe propriul teren. Echipele aflate pe locurile 9-13, cele 5 echipe, cu cele 5 echipe se va face un nou clasament, dar numai cu punctele acumulate între meciurile directe. Da, în momentul de față, acolo sunt Turda, Timișoara, Steaua, noi și Suceava. Deci toate echipe de tradiție ale handbalului românesc. Da, toate echipe de tradiție ale handbalului românesc. În momentul de față, cu aceste echipe, noi avem 9 puncte. Mai avem, din cele care vi l-am enumerat, cu o singură echipă de jucat, cu echipa din Suceava la Târgu Jiu, pe care sperăm să o batem, da. Deci, și atunci vom se cam impune, dacă chiar, putem spune așa. Da, trebuie făcut. Râul Ramul trebuie să poate, fie da, de partea acest da. Meci. Și vom putea intra în play-out cu 12 puncte. În comparație cu celelalte? În comparație cu echipe care, nu cred eu, nu va putea nimeni să facă mai mult de 15. Adică poate Turda, poate Timișoara. Deci 3 puncte în plus și la victorie se acordă 3 puncte ca la fotbal. Deci 3 obiectivul puncte, ar trebui să... Puncte. Deci din play-out să ieșiți undeva în primele 3. În primele 2. În primele 2. Primele 2, da. Deci trebuie ca celelalte să rămână în spate. Steaua teoretic ar trebui să rămână în spate. Steaua ar trebui să rămână în spate și... Suceava, dacă o reușiți Suceava, în victorie. Suceava, noi credem, sau eu cred că Suceava va fi echipa care va retrograda, pentru că nu pot să adune decât undeva în jur de 6 puncte, sau 9, cel mult 9 puncte acolo. Și noi sperăm să putem să sărim în afară de Steaua, ori peste Timișoara, ori peste Turda. Trebuie să câștigăm în play-out toate meciurile de acasă și să încercăm un meci. Deci în play-out veți juca cu fiecare echipă. Fiecare echipă tur-retur. Încă 8 meciuri. Încă 8 meciuri se joacă în luna aprilie, când se joacă miercuri-sâmbătă, toată luna aprilie. Având în vedere că practic aveți formația validă și va fi și Motaș va intra de tot în mână pentru că mai sunt meciuri, ar trebui să fie... Ar trebui. Echipa nu e toată validă. Pentru că noi tocmai asta speram, ca după terminarea turului, pe perioada de iarnă, cu vacanța acolo, să se refacă toți jucătorii și să putem să ne bazăm pe absolut toți. Ghinion a făcut ca, începând cu în ianuarie, s-au mai operat doi jucători la genunchi, Giotoiu și Dinescu, care nu vor putea să joace. Toți jucători de bază. Da, toți jucători de bază. Am reușit să aducem un jucător Stoica pe postul lui Dinescu, pentru că acolo chiar eram descoperiți. De fapt, lucru care s-a întâmplat și de la început, au fost posturi în echipă care au fost complet descoperite. De exemplu, la extrema stângă n-am avut decât un singur om pe post,
La Interul dreapta n-am avut decât un singur om pe post, iar cel care a jucat extrema stângă, sârbul Chechezovic, a avut și o problemă personală în familie cu soția lui, grav bolnavă, și după ce a fost și accidentat și n-a jucat vreo 2-3 etape, a trebuit să plece acasă și nu l-a mai avut. Deci, de fapt, el a jucat în tur decât vreo 4-5 meciuri. Și atunci echipa a acuzat și aceste probleme, și asta ar fi una din cauzele care a dus la rezultatele slabe. Din ce am înțeles, totuși perspective sunt, și ar trebui să vorbim, tot nu întâmplător am pus cu o prioritate pentru 2015, că trebuie să vorbim odată de salvarea de la retrogradare, vorbim de un trofeu posibil, sau în orice caz vă bateți pentru un trofeu Cupa României, dar problema care se pune este ce vom face din vară, pentru că presupunem totuși că echipa va rămâne în prima ligă. Ce perspective sunt din vară, mai ales că, știți, apar, cam dacă ne uităm prin toată țara, și nu numai la handbal, și la fotbal, și la chiar la basket, încet, încet mor echipe de tradiție din rațiuni financiare. Care e situația, să spunem, la Târgu Jiu, din acest punct de vedere? Pentru că suporterii, în general, se uită, citez ele și își dau seama, realizează și anumite chestii de genul probleme ăsta. De genul acesta, da. În momentul de față, știți, în sport, un sezon competițional este cu desfășurarea turului din vară până în iarnă și returul din iarnă până în primăvară-vară. E, la nivelul finanțatorilor echipei noastre, adică în primul rând Complexul Energetic Oltenia, apoi Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu, Artego, n-am spus într-o ordine, da. Eu știu... În general sunt sunt și la fotbal, și la handbal, și la basket. Da. Bugetele se fac anual, pe an calendaristic, adică de la 1 ianuarie până la 31 decembrie al acelui an. E, anul acesta, la clubul nostru, care cuprinde și secția de handbal și secția de basket, bugetul a fost făcut și a fost aprobat de Consiliul de Administrație al clubului CS Energia. Este un buget bun pentru anul acesta, dar știți cum e, cum ați și spus, niciodată nu știm ce se poate întâmpla. Astăzi citeam într-un ziar că o echipă de fotbal, FC Brașov, la fel cu tradiție mare în fotbal, și-a anunțat insolvența. Deci nu știm niciodată ce aduce ziua de mâine. Noi credem, sperăm că lucrurile vor fi așa cum s-au stabilit la începutul anului și lucrurile vor decurge bine pentru clubul nostru. Din perspectiva acum a suporterilor, că orice suporter așteaptă, să spunem, pentru vară cel puțin, niște din nou modificări de lot, adică niște achiziții care să nu ne mai să asigure un alt nivel de joc pentru anul următor, să nu mai trecem prin aceste emoții de la coada clasamentului. Da, de fapt noi de când s-a accidentat Mota, am încercat să-i găsim un înlocuitor. În handbal, numărul jucătorilor români este destul de limitat. Nu este ca la fotbal, cu număr mare de jucători, știți, pentru că nu există grupe de copii începând de la 7-8 ani, cum este la fotbal. Copiii, majoritatea, vor fotbal. Cei care vor să facă sport vor fotbal, pentru că și închipuie și părinții, și așa că au șanse mai mari de a ajunge undeva unde nu știu neapărat dacă să facă mare performanță, cât să câștige un ban mai bun. Și atunci aria jucătorilor la handbal este destul de redusă în România. Așa că și numărul jucătorilor români care ajung să poată să joace la acest nivel este destul de mic. Și de obicei, până anul acesta, când în handbalul românesc au venit undeva la 40-45 de jucători străini, cum nu s-a întâmplat niciodată, este o premieră în handbalul românesc, jucătorii români treceau de la o echipă la altă echipă. Jucau un an, doi la o echipă, apoi se transferau la altă echipă, era o bătălie pe jucători și se transferau în un fel de circuit al acestor jucători. Era HM Constanța, care era o echipă foarte puternică, în ultimii ani a dominat categoric handbalul românesc, dar având și câțiva jucători străini de mare valoare.
cu un buget bun, pentru că neavând un buget bun este greu să... Da, între timp au apărut problemele și la ei. Da, au apărut probleme și la ei, în momentul de față nu mai sunt ce au fost până acum. Problema este, noi am încercat să aducem un jucător, dar nu s-a mai găsit. Astă vară, v-am spus, au fost aduși 6 jucători străini și Federația Română are niște criterii, eu știu să zic așa, năucitoare în privința aceasta. Sau se plătesc sume imense, odată, taxe pentru jucătorii străini care vin în România. Trebuie să plătești impresar, plus salariile lor care sunt mari comparativ cu salariile jucătorilor români. Și atunci, noi anul acesta, pentru 6 jucători străini, am plătit sume mari, mari, mari de tot. N-am mai putut, jucători străini puteam să mai aducem, dar ca să aducem în moment, orice moment, după ce i-am adus pe cei 6, să mai aducem încă un jucător străin, trebuia să plătim undeva numai taxe la federație în jur de 12-15 mii de euro. Deci enorm. Deci este enorm, da, enorm. Dar eu, deci ce vrea să facă federația? Vrea să facă bani pentru federație efectiv? Sigur, da. Sau încearcă să protejeze cumva campionatul intern de inflația de jucători străini? Ceea ce se încearcă acum la fotbal cu limitarea numărului de jucători dintr-o echipă. Poate ar trebui și la handbal lucrul acesta, dar nu, probabil n-a anticipat nimeni, sau cel puțin Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, unde din care fac parte și președinți de cluburi. N-au anticipat lucrul acesta. Am fost la o ședință la federație în care un președinte de club care face parte și din Consiliul de Administrație spunea, domnule, prea multe taxe, prea... Și atunci cineva i-a spus, domnule, faci parte din Consiliul de Administrație. Când s-a propus venirea acestor jucători și taxele, da, ați ridicat mâna și ați aprobat. Acum, da, este tardiv să spunem că taxele sunt prea mari. Nu știu dacă se va modifica ceva, dar în această privință taxele sunt foarte, foarte mari. Toți jucătorii străini vin prin intermediul unor impresari care vor și ei bani, negociază salarii mari pentru jucătorilor, pentru că au procent din salariu. Da, din salariu, și cu cât e salariul mai mare, cu atât au și ei cotă mai mare. Nu știu câți jucători, așa să spun exact, din cei 40-45 care au venit, sunt jucători cu mult peste nivelul jucătorilor din campionatul României. Sunt jucători buni, dar nu formidabil. Am spus că la fotbal mulți sunt de umplutură, adică unii devin la fotbal, chiar dacă sunt brazilieni, nu trec nivelul unui fotbalist mediu de la noi. Da, da, da. Dar, deci probabil că și la handbal nu sunt toți foarte buni. Or fi și... Așa este, sigur, sunt și jucători foarte buni. Sunt și jucători obișnuiți. Prin ce cred eu că a câștigat handbalul românesc? Prin venirea acestor jucători, lucru care îl vedem și la echipa noastră, prin mentalitatea pe care o au, prin felul cum se pregătesc. De exemplu, la început, când orice perioadă de pregătire începe cu o perioadă de pregătire fizică, care este cea mai dureroasă pentru jucător, pentru că se depune eforturi mari, mari, ei erau tot timpul primii. Ei erau tot timpul primii. Mergeam pe dealul târgului la alergare în pantă și acolo, știți, panta este destul de dură. Cu toate că au spus, noi nu facem așa ceva, n-am făcut așa ceva, dar erau primii. Erau primii. Ei lucrează foarte mult în sală și pentru pregătirea fizică generală foarte puțin lucrează în aer liber, tot pregătire fizică în sală. În sală mult, pe distanțe scurte, cu multe repetări, cu frecvență mare și cu acumulare mare, mare, dar în condiții specifice sportului respectiv. Apropo de... și până la urmă, că n-am aflat așa, deci ce să aștepte suporterii pentru vară, presupunând că suntem tot în Liga 1. Da. Deci probabil 1-2 jucători noi cu siguranță, nu? Nu, mulți jucători noi. Mulți. Cu toate că nu este o soluție. Pentru că avem deja experiența anului trecut, sau anului acesta competițional, când au fost aduși 6 jucători noi, toți străini, noi sperăm să aducem mai mulți jucători, dar nu străini, români, care să știe exact ce înseamnă handbalul românesc, care au jucat în handbalul românesc, care cunosc echipa noastră, care știu stilul de joc al echipei noastre și pentru care nu va mai constitui o problemă încadrarea în stilul echipei noastre, în jocul echipei noastre. Jucătorii străini, v-am spus, au venit fiecare cu o idee de joc altfel, într-un fel se joacă în Spania, într-un fel în Portugalia, într-un fel în Ungaria sau la echipele unde au jucat ei. Și a fost
totuși destul de greu să se omogenizeze această echipă. Dar aducând mai mulți jucători români anul acesta, sperăm ca această perioadă de omogenizare a echipei să se facă în scurt, rapid, și echipa să poată să se exprime din primele jocuri oficiale din toamnă. Pot să vă spun că deja am luat legătura cu mai mulți jucători. Nimeni nu semnează un contract încă din acest moment, pentru că până în vară nu se știe ce se poate întâmpla. Cum ați spus, nu se știe dacă echipa noastră va retrograda sau va rămâne în Liga Națională. Mulți se feresc tocmai de acest lucru. Spun, domne, da, aș vrea să vin la Târgu Jiu. Știm că acolo este o treabă serioasă, tot timpul s-au plătit salariile la timp, a fost o atmosferă bună la echipă, totul se desfășoară pe un fundal, să zic, de profesionalism, dar dacă retrogradați? Știți, asta este o întrebare care împiedică, să zic așa, lucrurile pentru finalizarea în acest moment a unui contract, dar promisiuni sunt multe, discuții sunt multe și încercăm să alegem ceea ce credem noi că ne va trebui de la vară încolo. Discuțiile acestea sunt susținute de președintele clubului, domnul Bădescu Alin, de mine. Ne consultăm cu antrenorul echipei, îl întrebăm ceea ce crede că ar fi util pentru echipa noastră și există o simbioză perfectă în acest moment pentru crearea unei noi echipe pentru anul viitor. Da, avem deja câteva întrebări, câteva SMS-uri. Una dintre ele vă semnalează faptul, spune domnule președinte, știm că ați fost antrenor la bază, echipa noastră nu are un lider, de aia sunt sincopele în joc. Da, este adevărat. Este adevărat pentru că în alți ani au fost jucători de care au știut să se impună. De exemplu, în ultimii ani a fost capitanul echipei Păiuș, care a părăsit în vară echipa, a plecat la Politehnica Timișoara, care, nu știu să spun dacă a fost ca și jucător, un jucător formidabil, dar a fost un lider de echipă. A știut să se impună atât în vestiar, unde contează foarte mult prezența unui lider al echipei, un om care să știe să se impună în fața jucătorilor, care să facă ascultat și respectat în tot ceea ce face. N-a mai fost. Într-adevăr, prin plecarea lui, nu a mai existat acest lider de echipă. Ar putea fi Florina Catrinei, care este, cred eu, pionul principal al echipei noastre în acest moment, dar ca jucător, ca exprimare în joc, nu știu dacă este potrivit pentru un lider de echipă, adică omul care să țină vestiarul în frâu. Vă întreabă cineva, eu vă citesc întrebarea, da. E provocatoare, dar nu, asta nu, e. Zice telespectatorul așa, ați încercat să schimbați echipa, nu v-a reușit. Nu vă gândiți cumva să schimbați antrenorul, poate vă reușește. Nu, echipa, nu am încercat să o schimbăm, echipa a schimbat-o președintele care a fost în. Da, deci înainte. Nu era, da, eu când am venit, echipa aceasta era în acest moment, numai, v-am spus, cei trei jucători au fost aduși pentru a completa cel puțin numeric lotul echipei ca să putem face față. Deocamdată antrenorul echipei a avut și are susținerea principalilor finanțatori. Și atâta timp cât este susținut de acestea, va fi în continuare la echipă. Dacă vom avea semnale că nu va mai fi dorit la echipă, sigur că se poate întâmpla și lucrul acesta. Vă întreabă cineva care ar fi viitorul handbalului la Târgu Jiu din perspectiva tineretului. Sunteți profesor de sport și ar trebui să pregătiți dumneavoastră și ceilalți profesori de sport din Gorj viitorul handbalului gorjean. Da. Dânsul are dreptate, dar numai parțial. În sensul că în școlile din, și în orice școală din România, indiferent că este ciclul primar, gimnazial sau liceal, nu se face sport de performanță. Se face sport de masă, se face mai mult educație fizică.
dacă... Mai multe scutiri decât educație fizică. Scutiri, dar teoretic, unei ore de educație fizică pentru un joc sportiv sunt alocate în jur de 12 minute. Bineînțeles că profesorii de educație fizică fac mai mult de cele 12 minute, dar teoretic atât. Rolul nostru este al profesorului de educație fizică și mai ales la clasele mici, de a depista copii cu calități deosebite, fizice, morale, volitive, pentru a putea face un sport de performanță, să fie îndrumat către cluburile, cum este în Târgu Jiu, Clubul Sportiv Școlar, sau către liceu cu program sportiv, unde se face sport de performanță. La handbal, de exemplu, în acest moment există la liceu cu program sportiv o grupă de jucători juniori 1, care au șanse mari să, cred eu, să câștige unul din primele trei locuri la nivel național. De la această echipă deja am cooptat trei jucători, frații Mănescu și Becheru, jucători care au 17-18 ani, care sperăm noi să crească pe lângă echipă și în următorii 3 ani, maxim 3 ani, să fie jucători de bază a echipei noastre. E foarte bine așa. Mai e o întrebare. Se referă, spuneți că ar fi și jucători de perspectivă la Târgu Jiu, dar ei nu-și găsesc locul dacă vin străinii. Da, este un lucru adevărat. Dar, da, și nu până la urmă, că dacă îi aveați, bănuiesc... Nu, de perspectivă sunt acești trei juniori de care v-am spus în momentul de față, care de asta au fost și luați la echipă, să crească lângă cei mari, toate că în momentul de față sunt cruzi, dar trebuie să crească lângă cei mari, să-i forțăm un pic, chiar să-i forțăm și în scurt timp să fie jucători de bază. Așa s-a crezut că prin aducerea unor jucători străini, valoarea echipei va crește. Bine, ea deocamdată nu se vede în rezultate, deși vă spuneam, acum cu ochiul nespecialistului, am apucat să văd vreo 2-3 meciuri, să spun așa, în retur. Sunt momente în care joacă echipa, se exprimă bine, dar sunt momente în care sunt căderile acelea. Bine, cred că nu-i numai la Târgu Jiu, sau în general handbalul nostru are o problemă cu căderile acelea inexplicabile de câteva minute. Meciuri importante, meciuri internaționale în care am avut căderile acestea. Haideți să vorbim puțin, mi-am propus în această emisiune, și despre profesorul Benedict Geamănu, povestea de succes din tinerețe, cum ați ales meseria de dascăl, pentru că dumneavoastră chiar ați fost și handbalist de performanță, chiar ați fost și antrenor mulți ani de zile. Haideți să trecem așa în revistă, pentru că în această emisiune abordăm de multe ori și povestea invitatului, că e o poveste interesantă. Da, este, eu știu, poate pentru prima dată când așa cineva mă întreabă de activitatea mea. Nu, n-am fost genul de om care să încerc să ies în față, să spun anumite lucruri despre mine. Eu am făcut handbal de la 11 ani, 11-12 ani, când eram elev la fosta școală normală, în clasa a 5-a, și domnul profesor Sandu Nicolae a selectat un grup de copii și am avut o echipă în timp foarte, foarte bună la nivel de juniori, am câștigat chiar locul 2 al seriei de jucători, de seriei în divizia școlară, unde jucam noi, după Dinamo. Eram într-o serie cu Dinamo, Dinamo ocupa locul 1, noi locul 2. Când eram în clasa 11, am fost selectat la lotul de junior al României, dar numai o selecție, nu a fost ceva ca de durată. Șansa a făcut ca în timp să fac parte din echipa care a promovat pentru prima dată în Târgu Jiu la nivelul echipelor de club în Liga a doua în 1974. A fost prima echipă de club chiar înaintea Pandurilor, care a promovat în Liga a doua. Apoi am plecat la facultate și am avut șansa să joc la o echipă de divizia A pe perioada studenției. N-am fost la nivel național, n-am fost un handbalist, eu știu să zic, de renume, dar
am luat cunoștință cu sportul de mare performanță, am făcut parte din această echipă studențească, Universitatea București. Am avut acolo un antrenor formidabil, regretatul Eugen Trofin, care a fost unul dintre cei mai mari, cred eu, în primii 3-4 antrenori români de handbal din toate timpurile. Face parte din istoria handbalului, da. Da. Apoi am venit acasă, bineînțeles că eram așteptat acasă să vin și am promovat din nou cu echipa de handbal în Liga a doua. De data aceea prima dată se numea Știința Învățământ Târgu Jiu, apoi Energia Rovinari, preluată de Termocentrala Rovinari, unde era director domnul, și-a plecat la Timișoara, îmi scapă, nu, Vișan, Liviu Vișan, director acolo, un om care a iubit mult handbalul. Dar fondurile nu erau foarte mari. Noi aveam echipă numai și numai cu jucători din Târgu Jiu. Alte echipe care aveau bani mai mult își permiteau să mai aducă din alte orașe și n-am rezistat foarte mult în Liga a doua. Dar am avut aceste performanțe care chiar în acel moment chiar erau performanțe pentru sportul gorjan, când era foarte greu să visez la ca o echipă din Târgu Jiu să ajungă în Liga a doua, în Divizia B. Apoi am mai ajuns și Pandurii. Și în timp au rezistat mai mult decât handbalul, dar și fondurile erau mult mai mari la fotbal și jucători veniți din alte orașe, nu numai din pepiniera proprie. Noi, 99% erau, la handbal erau jucători din Târgu Jiu. Majoritatea profesori de educație fizică și a spune așa, Bâcă, Titu Carigoiu, Ion Floroiu, Milu Ciontea, Costel Niculescu, Cristi Milcu, Florin Dalgacev, nu știu, și mulți alții care, eu știu, rog să vă scuze, dar în momentul ăsta... Generație care au ieșit deja la pensie sau sunt aproape de pensie. Da, așa este. Acestea au fost vremuri foarte, foarte frumoase, pentru că noi făceam totul și totul numai și numai din pasiune. Nu exista parte materială. Poate era mai frumos sportul, da, atunci. Da, era mai frumos. Dar era numai și numai pasiune. Numai și numai dragoste pentru sport. A fost apoi o perioadă în care handbalul a devenit o cenușăreasă la Târgu Jiu. N-a da, prea a fost vreo 10 ani, da. Dar cu toate acestea, alături de alți oameni care au iubit mult, cum v-am mai spus și domnul director Liviu Vișan, aș enumera și pe domnul director Doru Diaconescu de la fostul Irum de peste pod, au fost vreo 10 ani în care așa n-am mai avut o echipă în Liga a doua, dar am avut un campionat județean extraordinar de puternic. Atunci au fost meciuri în care juca Electromecanica cu Metalurgistul Sadu sau Electromecanica cu Energia Rovinari. Era o echipă de handbal la Târgu Cărbunești, la Țicleni. Și în Târgu Jiu erau mai multe, Sănătatea, Betonistul, nu mai rețin așa, foarte, foarte multe. Și erau meciuri, atunci se juca foarte mult în aer liber, handbalul, dar erau meciuri pe perioada de iarnă, în care sala sportului era mai plină decât este în momentul de față la meciurile. Deci cu echipe, cu galerii de o parte și de cealaltă, era o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Dar n-a fost bine pentru că ne-am disipat. Au fost orgoli, au fost, eu știu, anumite lucruri care... Și n-a fost nimeni care să poată să unească toți jucătorii care erau în județul Gorj. S-ar fi putut face o echipă puternică care ar fi putut promova în Liga a doua fără probleme. Noi ne-am separat și au fost meciuri interesante la nivel de județ, dar n-a fost nicio echipă puternică, da, care să poată să promoveze în Liga a doua. Și apoi, în urmă cu câțiva ani, Energia a revenit. Apoi Energia a revenit, a intrat în Liga a doua, a jucat câțiva ani în Liga a doua, până a ajuns pe mâinile iarăși a unui director care inițial se pare că n-a prea iubit sportul, dar a avut așa i-a plăcut, hai să totul să aduc echipa la mine, la Pinoasa, domnul director Popescu, care apoi a rămas un iremediabil îndrăgostit de handbal, un om care și-a dorit foarte mult și cu cât a trecut timpul, cu atât a iubit mai mult această echipă și au fost ani buni
în care echipa asta a aparținut numai de cariera Pinoasa, numai dânsul susținea cu foarte mici ajutoare din altă parte, a reușit și promovarea în Liga Națională, a fost pentru prima dată când s-a promovat în Liga Națională. Apoi au urmat perioade mai bune, mai puțin s-a și retrogradat, undeva prin 2000, nu mai rețin așa exact, s-a promovat din nou, au fost oameni care au iubit sportul acesta, l-aș enumera pe domnul Cornel Popescu, care a fost vicepreședinte la Consiliul Județean, care s-a ocupat an mulți de echipă cu rezultate foarte bune. Apoi echipa a trecut de la Pinoasa, a trecut la Rovinar, la Termocentrală și apoi CEO, înființându-se CEO. Și acum este la Târgu Jiu, practic. Deci, da, acum este Energia Târgu Jiu, da, pentru că și sediul CEO este la Târgu Jiu, atunci echipa se numește Energia Târgu Jiu. Bine, ați împletit, eu v-am întrebat de cariera și de cariera didactică, dumneavoastră, până la urmă, o legați tot de handbal și e normal așa. Da. Însă, dumneavoastră, n-ați abandonat și aveți 30 și ceva de ani, dacă fac eu un calcul de profesorat. 37, da. Mulți înainte. Deci, iată că s-au adunat, deci n-ați părăsit catedra, deci profesia de dascăl n-ați abandonat-o, că de regulă când aveți și acum aveți o funcție importantă, ați fost și antrenor mulți ani și cu rezultate, dar în orice caz implicat direct la echipă, putea să plecați din învățământ, dumneavoastră n-ați părăsit catedra. Nu. Meseria aceasta de profesor de sport ne-a fost insuflată, v-am spus, de profesorul Nicolae Sandu, cel care atunci când aveam 10-11 ani a creat o echipă care a fost baza echipei care a promovat prima dată în 1974 în divizia B. Pentru că din generația noastră de la nivel de juniori, eu, Milu Ciontea, Costel Nog Niculescu, regretatul Cristi Milcu, am fost oameni care au ajuns profesori de educație fizică. Tocmai datorită domnului profesor Nicolae Sandu, care ne-a insuflat dragostea pentru sport și pentru meseria aceasta de profesor de educație fizică. Apoi eu am iubit și iubesc foarte mult copiii. Și mi-a fost greu să mă despart de meseria aceasta pentru o altă meserie, adică s-o rup definitiv cu meseria de profesor, pentru că, v-am spus, iubesc foarte mult copiii, îmi place foarte mult meseria pe care o am. Regret că la mine la școală nu am condiții foarte bune de pentru orele de educație fizică. Pentru adică, ales cum e handbalul, va trebui o sală de sport. Asta e prima problemă. În primul rând, o sală de sport. Nu avem acolo la școală, vine perioada de iarnă în care câteva luni de zile suntem obligați să desfășurăm orele în clasă, în sala de clasă. Da, și e mult mai dificil. Cum spuneam, ați ales această profesie de dascăl, n-ați abandonat-o, n-ați trădat-o niciun moment, cum n-ați trădat nici marea iubire, cea a handbalului. O să vă mai pun, că între timp au mai venit mesaje. Cineva vă mulțumește pentru ce ați făcut pentru handbalul gorjean și speră să țineți echipa în Liga 1. Da, eu mulțumesc persoanei respective și în sufletul meu sunt convins că nu o să retrogradăm anul acesta, pentru că totuși echipa noastră nu este, în primul rând, nu este cea mai slabă din Liga Națională. Cred că sunt toate cele 5 echipe care sunt în momentul de față, de la locul 9 în jos, sau toate celelalte 4, sunt sub valoarea noastră, dar a fost o serie de factori care au contribuit la rezultatele proaste din anul acesta. Cineva vă întreabă dacă ați putea să evitați cu tot play-out-ul. Nu. Bine, scrie play, în fine. Da, deci, play-out-ul nu, e aproape imposibil. Da, chiar, deci, dacă, chiar dacă, eu știu, mai sunt 5 etape, chiar dacă le-am câștigat pe toate, nu cred că am putea să evităm. Pentru că ar trebui ca echipa de pe locul 8, Vaslui, sau locul 7, Bacău, cu care vom juca sâmbătă, să nu mai câștige deloc. Și s-ar putea ca nici în acest fel să nu putem trece peste ele.
Da, cineva ne spune că e frumoasă emisiune și să mai abordăm teme de sport, că sunt interesante. Deci, da. De handbal chiar n-am avut până acum, deci trebuie să recunoaștem. Da. Rămâne, suntem aproape de finalul emisiunii. Dumneavoastră, de fapt, o să și plecați pentru imediat la finalul emisiunii spre basket de data aceasta. Da. Este un meci important. Energia joacă cu ocupanta locului întâi, Steaua. Dar eu sunt convins că vom câștiga acest meci. Da, basketul a avut o prestație foarte bună în acest an, mai ales în cupele europene. Da, foarte bună. Nimeni, nici cei din conducerea clubului, nici jucători, nimeni n-a anticipat o evoluție extraordinară a echipei noastre de basket. Și ar fi, apropo de comparația cu handbalul, și acolo cei mai buni jucători din echipă sunt străini. Da, mai ales la basket, la noi mai sunt mare valoare, jucători români, da. Nivelul jucătorilor străini din basket este mult mai mare decât nivelul jucătorilor români la basket, mă refer. Apropo de ce am discutat despre handball, o prioritate în 2015 până la urmă, și spuneam că sunt câteva obiective clare, dacă ar fi să vorbim puțin de Cupa României și rezultatul totul surprinzător de bun. Dacă ar fi să luăm un raport cu ce a făcut echipa în campionat, această calificare în Cupa României în primele patru este un rezultat remarcabil. Deci dovadă că echipa s-a putut mobiliza să joace și al handball. Tocmai lucrul acesta, dacă aș fi văzut echipa jucând și la celelalte meciurile din campionat, așa cum au jucat în meciurile din cupă, cu ardoare, cu abnegație, cu determinare, aș fi fost mulțumit și cu siguranță că locul nostru n-ar fi fost aici, ar fi fost 100% în play-off. Dar a fost fluctuația aceasta în jocul echipei, jucătorii nu la toate meciurile au jucat cu determinare și nu la toate meciurile s-au dăruit total pentru victorie. Poate că aveau nevoie de un stimul, adică se joace numai cu echipele foarte bune din campionat și de asta atunci se mobilizează altfel echipa. Eu știu, nu știu lucrul acesta, pentru că la Cupa României au participat și echipe de Liga a doua. Noi n-am jucat cu echipe de Liga a doua, dar au fost și echipe de Liga a doua. Meciul cu CSM, care a fost hotărător, CSM București, pentru o echipă bună. Da, o echipă bună, o echipă care în momentul de față este pe locul 4 în campionat. Și e proiectul acela care se face la București și pe feminin și pe masculin. Da, da. Se încearcă o echipă, au transferat național, aproape tot lotul de tineret al României care va participa la campionatul mondial de tineret din Brazilia. Este la CSM București. Deci au o gândire foarte bună. Bine că bugetul este pe măsură a ceea ce își propun. Nu, dar există în handbal și au fost totdeauna, și apropo de feminin, cum a fost Olchimul acum câțiva ani, cum se încearcă acum cu CSM București și Minaur, pentru că CSM București merge pe variantă cu jucătoare și străine, din ce am înțeles, în timp ce la Minaur sunt numai jucătoare și acolo sunt străine. Da. Deocamdată Minaur e locul întâi în campionatul feminin, CSM pe locul 2, e o dispută între ele. Nu știu, cred că anul acesta va avea câștig de cauză Minaur la fete. Dar anul viitor nu se știe. Da, apropo de ce era odată, apropo de istorie, ce însemna Minaur la băieți într-o vreme, că a fost campioană națională și... Păi și anul acesta. Minaur este în față, va termina, cred eu, pe unul din primele două locuri. Așa de bine. Da, pe unul din primele două locuri. Acum este pe 2 sau pe 3? Nu, e pe locul 1. Pe locul 1 este Minaur. Cu șanse mari. Probabil că știu un clasament. Nu, pe locul 2. Pe locul 2, Odorheiu pe locul 1. Cu șanse mari de a se bate la titlul de campionat. De fapt, știți cum, ei sunt conducători de club, unii care se bat cu pumnul în piept că voi face, eu voi fi și sunt cel mai tare, alții care nu-și etalează, să zic, obiectivele reale care le au la echipă, spun, noi vrem să jucăm, să fim acolo în față, dar obiectivul lor este câștigarea titlului. Am înțeles. Păi, suntem cum spuneam, suntem la finalul emisiunii, noi vă dorim să realizați ambele obiective, cel puțin până în vară, adică, unul, salvarea de retrogradare și o comportare foarte bună în Final Four, în finala Cupei României,
și să ne întâlnim în vară să vorbim despre ce vrem să facem despre în toamnă și în anul următor. Da. Vă mulțumim, domnule Benedict Geamăn, vă mulțumim pentru prezența noastră la emisiune. Acum, în final, aș vrea să-mi cer scuze față de spectatori pentru prestația proastă care am avut anul acesta. Și cu toate astea, îi rog să ne susțină în continuare, pentru că anul viitor vom avea o altă exprimare în joc. Cu siguranță, gorjenii vor fi alături de, și de echipa de handbal. Mulțumim pentru atenție, dragi telespectatori. A fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim de atenție, la revedere!